Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să fur un cont de Fornetti OG. Probabil vă întrebați, o să-i furi contul cum mi l-ai furat lui Ștefan Scammer-ul? Nu! Ei bine, acum nu fur de la un scammer, fur de la un prieten. Și prin furat mă refer că îl iau să mă joc pe el și poate nu îl mai dau înapoi. Și poate vi-l dau vouă că el nu se mai joacă Fortnite. Contul este OG din Chapter 1, sezonul 3, ceva de genul ăsta. Sunt foarte curios ce skin-uri are, dacă găsim ceva OG, dacă găsim un Skull Trooper, dacă găsim ceva interesant. Din păcate nu pot să vă arăt procesul, că poate las vreun email ceva acolo și o să încercați vreo 3000 de oameni să intrați pe cont și îl blocați, cum s-a mai întâmplat înainte. Așa că așezați-vă confortabil pe spate, like dacă vrei să-ți furi și ție contul de Fortnite și let's go! Bun, cumva am reușit să intrăm după lupte seculare care au durat aproximativ 15 minute. Primul lucru, ai Paul demo pe shop, ia să vedem cum ar fi să aibă Tiffy-ul, nu are, n-are niciun cod pe shop. Ok, folosiți Paul demo pe shop, ăsta e cel mai important. Al doilea lucru, hai să vedem ce skin-uri are. Skin-ul lui main pare să fie acesta de supererou. Ne ducem la locker. Dacă ar fi să ghicesc, aș zice că are 143 de skin-uri, fără să mă uit, fără nimic, și are 78 doar. Uleu, înseamnă că a băgat 100 de euro. Câți bani are în Fortnite? Ia. Caut ceva skin-uri interesante. Stați așa să mă mut pe mine, să vedeți. Vreun skin OG, vreun skin... pe ăsta l-am avut și eu. Dar i-am dat refund, din păcate. Acum îmi pare extraordinar de rău că i-am dat refund. Ne uităm după ceva skin-uri OG. Ăsta e OG. Da, mă, frate. Skin-ul ăsta care a fost gratis de brăduț. Mă uit, sincer... nu văd niciun skin extraordinar care să mă dea pe spate. Mă așteptam la mai mult. Are Borderlands-ul. Cred că e cel mai tare skin de pe contul ăsta, Borderlands-ul, și cred că pe ăsta o să-l folosim. Hai să vedem ce emote-uri are. Decent. TikTok dance, ok. 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 Clownul toxic și... destul de mid, destul de mid. Și acesta este rapul. La pickaxe-uri, bă, frate, e destul de mid. Pune și noi o sabie, nici nu știu ce să folosim. Nici nu trebuia să mă chinui la contul ăsta, bro. Acum că am stat, nu e cel mai wow cont. Lăsați și voi comentarii. Cred că 99% din oameni au mai multe skin-uri. Iar acum vine, bineînțeles, partea aia în care durează 10 ore să fac setările. Bârbă. Hai că am terminat setările și omul meu are aici cea mai tare hartă de box fight din România. Respect care se joacă pe harta asta. O să intrăm acum un pic și trollăm. Chat, deci stau de 10 minute. Nu pot să fac setările acestui domn să meargă, nu pot să-mi pun setările mele. Nu înțeleg ce are. Deci când încerc să edit, mi-am făcut toate setările. Când încerc să editez, nu merge și nu înțeleg. Nu mai știu ce să fac. Bine, nici inventarul nu mi l-am pus, dar nu mai contează. Uitați-vă un pic, încerc să editez. Bă, frate, și am dat confirm it in release, am schimbat toate butoanele, am dat să confirm. Nu merge. Măcar merge la construit. Hai, noi să fim sănătoși acum, mă bat abonații de-mi sună apa în cap. What? Eu sunt Paul Demu. Aha, da, da, da. Eu sunt Paul Demu. What? Delirez, what? Mă pare că... easy. De mult timp să stai la tine. Easy. Easy. Da, mă, e pe TikTok. Sigur. Nu sunt live, bro, filmez un video. What? Sunt pe invizibil, nu știi pe ce cont sunt, știi? Bun, o să intrăm într-un match de zero build. Mamă, nici n-are toată harta descoperită. Bro, deci e rușinos să n-ai toată harta descoperită. Wow, chat, wow. Deci dacă sunteți dintre voi care nu v-ați descoperit încă toată harta, vă rog, eu duceți-vă, că poate vă fur contul, intru și văd că nu v-ați dus în toate locațiile sezonul acesta. Mă supăr pe voi, efectiv. Mă supăr pe voi, mergeți de blocați toate locațiile. N-ai cum așa ceva, efectiv. Bun, am aterizat în Dusty, în locația noastră de suflet. Bun, am găsit un big. Hai un pic, frate, mi-e unde te duci? Încă un big perfect. Deci omul meu are o setare în care ia și se pune shotgun automat pe bindul numărul 3 și la mine e pe numărul 2. Bă, deci nu înțeleg! Nu mai fur conturi de-astea în viața mea, bro, cu setări așa complicate, că nu e ok. Da, mi-a venit să construiesc aici. Faci bufane. Se vede că n-ai Paul de un pe shop. Ce să-ți fac?
Și apropo, vă rog eu, faceți-vă niște setări mai legere, ok? Efectiv, nu-mi convine să vin să vă fur contul și să aveți cele mai complicate setări și să nu pot să fac nimic. Pa? Vă rog eu, da? Setări mai legere de acum înainte. Nu mai poate omul să fure un cont de Fortnite și să se joace. În ce vremuri am ajuns să trăim. Incredibil, chat. Incredibil. Așa, frate. Hai că luăm riftul ăsta. Fac rotația asta, cred că în fiecare meci, bro, în care aterizez în Dusty. Mă duc, am luat riftul respectiv și după în Salty. Iau și riftul ăla din Salty, bro. Și e atât de creier. Uite aici un individ. Hai să vedem dacă are Paul de omul pe shop. Ce skin era ăsta? Opa. Tucat. Avea scar omul meu și nu-l folosește, brother. Bă, chat, vă zic un secret. Sunt un pic dezamăgit de cont. Aia e. Mă așteptam mai multe skin-uri OG, gen. Wow, ce la mamă i-am dat scaregeam-ul vieții lui acestui player, bro. Direct scaregeam-ul vieții lui. Vă recomand și vouă strategia. Stați și campați riftul. Dacă aveți răbdare, bineînțeles. Hai să mai găsim playeri fără Paul de un pe shop. Să eliminăm, să-i trimitem în lobby. Bage codul corect. Regele! Regele! Ce faci? O să vedem ce o să fac cu contul ăsta. Poate îl vreți unii dintre voi sau să vedem dacă mai joacă. Postul proprietar, deși are level 11. Când am intrat pe cont, parcă avea level 11. Cred că se mai joacă. Dacă nu, l-aș da vouă, dar bineînțeles nu pot să mai pun iară. Am făcut mai de mult. Nu știu, era un video în care am pus... efectiv numele și parola contului pe video și au încercat foarte multe persoane și la, până la urmă l-a blocat de tot, adică când încearcă 1000 și ceva de persoane, 2000-3000 de persoane contul, cred că e logic, îl blochează Epic Games-ul. Dar oricum, cred că sunteți mulți care nu vreți contul ăsta, n-aveți ce face cu el. Mamă, ce m-am speriat. Dacă v-ar plăcea să găsim un contuleț de ăsta pentru comunitate, apăsați și voi butonul de like, butonul de subscribe și eu să încerc să găsesc ceva pentru voi. Ia uite-l, mă, pe ăsta ce tryhard pare omul meu, stă și campează muntele. Mamă, mamă, tryhard rău de tot băiatul ăsta, crede. Are și skin-ul ăla de John Wick vechi. Poate că puțină să dau un cap. 93. De ce fugi, amice? Amice, de ce fugi? Bă, frate! Stai un pic, că nu-mi convine. Unde te-ai dus? Ia uite, mamă, se duce Loot Lake și o să ia ăsta și o să fugă și mai tare. Avem, bă, deci playerii ăștia. Wow, 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 wow. Hai că mă duc pe ăsta la alt, că mi-e lene să fug după tine, bro, pentru că o să se pună. Oh, oh, wow, wow, aleu, stai un pic, stai un pic, stai un pic. Suntem în aceeași echipă, gen, nu? Mamă, mi-ai furat kill-ul. Opa. Nu stau bine, nu stau bine, că n-am după ce să mă ascund. Hai să jucăm safe, băieți. Trebuie foarte mare atenție pe zero build, pentru că el putea să se ascundă după copac și eu nu puteam să mă ascund după copac. Simple mathematics, știți ce zic? Simple mathematics, că era să arunc meciul aici. Mi-a dat la greu băiatul meu. Uite-l ce ai în botare. Uite-l ce ai în botare și avea și coroana, omul meu. Calmează-te, frate mic, eu am Paul de un pe shop. Stă! Easy. Mamă, mamă, ce are omul meu. Are cel mai bun inventar de zero build. Opa! Ce faci, mă, amice, te strecori aici pe lângă mine? Mama, am crezut că e player. Doamne! Easy. Îl mai avem pe ăla în aer și încă unul pe undeva ascuns. Cum?
Bun. Și win! Easy peasy, lemon squeezy. Win și pe contul ăsta, frate, lejereanu.